Numele meu este Alin și te voi ghida în continuare câteva informații referitoare la cum să completezi un business model canvas sau schița planului de afaceri. Dacă nu l-ai downloadat deja, îl regăsești pe vreausafiuantreprenor.ro. Vei regăsi acolo atât varianta PDF cât și varianta Word a documentului și un exemplu al unui business ipotetic. Bun, să-i dăm drumul. Prima piesă pe care trebuie să o ai în vedere este segmentul de clienți. Aceasta reprezintă piesa centrală a întregului tău business. Trebuie să te gândești dacă sunt persoane fizice, dacă sunt organizații, dacă sunt alte companii, dacă e o nișă sau te adresezi întregii piețe. Să te gândești care sunt caracteristicile clienților tăi. Acest lucru te va ajuta mai departe și îți va contura o idee mult mai reală vis-a-vis de care este business-ul tău și target-ul tău în principal. După segmentul de clienți, vei merge către valoarea adusă clienților. Trebuie să te gândești care este valoarea pe care o aduci tu clienților tăi și cum te diferențiezi pe piață. Să te gândești care este acel ceva unic pe care îl are business-ul tău și care face pe clienții tăi să vină la tine și nu la altcineva. După aceasta, urmează canalele de comunicare. Gândește-te aici care sunt canalele prin care tu ajungi la clienții tăi. Poate ai nevoie de prezență fizică sau poate e de ajuns doar online. Poate o aplicație pe mobile este ceea ce ai tu nevoie. Gândește-te mai exact cum ajungi la clienții tăi. Apoi urmează relația cu clienții. În cadrul acesta trebuie să te gândești cum menții relația cu clienții pe care i-ai deja și cum extinzi rețeaua. Poate construiești o comunitate, cum menții relația cu aceștia. Să te gândești dacă oferi asistență vis-a-vis de produsul tău. Poate în timpul etapei de cumpărare sau după. Toate acestea duc către sursa de venituri. De unde îți vin ție banii? Pot fi mai multe surse și de asemenea pot fi mai multe mecanisme de stabilire a prețului. Asta e o piesă foarte importantă și se leagă foarte mult de segmentul de clienți, ce vorbeam mai devreme. După sursele de venituri, urmează resursele cheie. Gândește-te care sunt resursele pe care are nevoie business-ul tău. De ceea ce ai tu nevoie pentru a construi o afacere. Fie ele resurse fizice, financiare, umane, intelectuale, pot fi resurse achiziționate sau poate luate în leasing. După resurse, urmează activitățile cheie. Te gândești care sunt activitățile esențiale afacerii tale, ceea ce trebuie să facă afacerea ta pentru a funcționa. De asemenea, îți recomand să te gândești care sunt activitățile care aduc valoare în etapa aceasta. După activități urmează partenerii. Să te gândești care sunt partenerii, cei care te ajută să-ți dezvolți afacerea sau poate sunt anumiți parteneri de care ești dependent. Cel mai probabil nu o să faci toate lucrurile de unul singur, așa că te vei baza pe anumiți parteneri sau anumite companii, persoane care te vor sprijini în dezvoltarea afacerii. Ultimul cadran este cadranul costurilor sau structura de costuri. Asta e o sumarizare vis-a-vis de resursele, activitățile, canalele de comunicare, parteneri. Toate astea implică costuri la un anumit nivel și trebuie să le surprinzi aici. Te gândești care sunt costurile pe care le are afacerea ta. Pot fi costuri fixe, costuri variabile. Cam asta e o scurtă prezentare a schiței planului de afaceri. Trebuie completat destul de brief, așa, de scurt. Nu trebuie să intri foarte mult în detaliu. Și dacă mai ai întrebări, oricând îți stau la dispoziție. Poți să-mi scrii un e-mail, găsești la datele de contact acolo. Mult succes!